Trafic perturbat la intrarea în Pitești. O mașină a ars ca o torță la ieșirea de pe autostrada A1. În autoturism se aflau 5 persoane de naționalitate bulgară care mergeau către ruse pentru a intra în Bulgaria. Șoferul a observat că de sub capotă iese fum și a oprit mașina. Când a ridicat capota, o vâlvătaie a cuprins autoturismul. Pasagerii au scăpat cu fuga. Un echipaj de la pompieri a stins incendiul, însă mașina este distrusă în proporție de 90%. O primă ipoteză a incendiului este aceea a ruperii unui furtun de combustibil la motor.